Crina! Bună, Cătălin! Bună! Numai o secundă! Da! Să închidem fermoarul totuși. E ora 3. Am mai multe. Lasă-mă! Greta mea de să cu fermoarele. Atunci, te rog frumos, nu e treaba mea să mă ocup de așa ceva. Te rog frumos să iei un loc. Plantă, nu ești pe stadion, mă, ce ai? Păi nu, ești revoltat, ce s-a întâmplat? Aoleu, păi cum, închis fermoarul? N-am mai văzut. Ferească-ne Dumnezeu, Platon, nu știu, zici că ce-am făcut. Crina, te rog frumos să deschizi acel fermoar. Păi îl închid, că poate, uite, să-l deschidă Crina. Așa. Crina, ce se întâmplă cu tine în ultima perioadă pe Instagram? Cum să zic, adică ne bulversezi. A fost vară, a fost soare, a fost cald, a fost... Să dea Dumnezeu să fie doar vară și soare. Da. Păi să știi că m-aș dori și eu, pentru că vara, când e vară și e soare, mă simt și eu bine, când merg la mare mă simt bine. Și atunci sunt perioadele în care am și o activitate pe Instagram. Uite, aici, la mare, după... stai un pic să... La mare, uite. Lasă... Deci aș vrea să știu două lucruri. Unu, cine a aranjat florile? Da, aici, la mare, eram la o vilă a unei prietene, undeva la 23 august. Este o pensiune foarte frumoasă unde poți să mergi pentru peisaj. Nu e lume, pentru e așa... Pentru peisaj mergem. E puțin să însălbăticie. E doar lumea care merge la pensiunea respectivă și aproape toate pozele pe care le-am postat eu pe Instagram în această vară sunt făcute acolo la pensiune. Bun, deci răspunsul la întrebarea prietena mea care are vila cine respectivă. Cine ți-a pus florile? Da, Ana, prietena mea care are vila respectivă. Și eu am o întrebare, cine a făcut poza? Păi tot ea. Tot ea. Este foarte frumos peisajul la vila respectivă, undeva prin spatele vilei trece trenul și este și un câmp de floarea soarelui. Aha. Și de acolo florile. Perfect. Trecem la altă fotografie să analizăm, pentru că iată oameni buni, Crina Brudan. Tot Ana mi-a făcut la, mă rog, fotografia de dinainte. Asta este tot acolo pe plajă la vila 23 august, așa. Mă rog, astea sunt deja poze care intră în normalitate. Da, asta să depășim momentul Gabi. Și să ajungem. Gabi? Asta Gabi a făcut-o? Asta nu, astea sunt tot de la mare. Am încercat să învăț să mă dau cu stand-up pedal în această, în acest ajungem sfârșit la această de poză, vară la mare. Te rog frumos, aș vrea să vă rog frumos, regia. Acum ce facem? Analizăm toate pozele? Asta este tot la mare, la 23 august. Ce se întâmplă aici? A rămas în pană mașina. Exact. Se mai întâmplă. Ți-o cum? Se mai întâmplă. Și haide să împinge mașina. Nu. În anul ăsta, după foarte mulți ani, am mers din nou pe la cursele de mașini, la raliuri. Și am prins un moment, la un moment dat, să-mi fac niște poze la circuit cu mașină de curse. Pozele sunt spectaculoase și, cum să spun, când arăți așa bine, e normal să faci genul ăsta de fotografii. Dar aș vrea să întreb ce zice Gabi. Gabi care, cum să zic, l-a văzut acum ceva timp, alergând, omul se menține, e în formă, adică... Să știi că foarte multe din pozele de la mare pe care le-am postat în această vară sunt făcute de Gabi, iar pozele din toate vacanțele noastre sunt făcute dar de Gabi. Dar el nu e gelos că o să zică, băi, Crina, doar eu trebuie eu să cred că e mândru, Cătălin. Asta cred că e mândru, dar tu n-ai fi gelos? Nu știu, că n-am o femeie precum Crina lângă mine. E gelos? Nu l-am întrebat niciodată de poze, dacă pot să le postez, dacă nu pot să le postez, având în vedere faptul că marea majoritate a pozelor au fost făcute de el. Nu ne-a întrebat, știi cum e? Dacă are ceva la capitolul poze, ne certăm și se enervează de multe ori când îmi face poze, când suntem undeva și îmi face pentru poze. Pentru că trebuie să repete fotografia exact. De 5-6 ori, că nu este și cum trebuie. Și de multe ori, și vara la mare, ieșeam la plajă și când mă vedea cu telefonul în mână, zicea, nu-ți fac poze. Deci preventiv spunea, știi, până okay. Să apuc eu să-i zic. Și când îi spuneam la un moment dat că vreau o poză, bine, una, maxim două și atât, vreau și eu să beau o cafea, vreau și eu să stau la terasă, două poze, după care în ziua următoare zice, astăzi nu mai îmi spune să-ți fac poze, că nu-ți fac. Îmi făcea până la urmă, dar... Îl salutăm și pe Gabi și într-o bună zi l-așteptăm și pe la emisiune. Acum știi ce vreau să te întreb? Eu știu că tu ești și foarte gospodină. Ceva zacuscă? Că tu ești cu zacuscă. Măi, n-am făcut, uite, anul ăsta este primul an după foarte mulți ani în care n-am pus nici măcar niște vinete la congelator. Dar ce se întâmplă, Crina? Te simți și supărată un pic? Nu sunt supărată. Nu, habar nu am de ce. Mi-am tot zis, las că pun săptămâna viitoare și n-am mai pus. Dar hai că nu e timpul pierdut. Încă e vreme bună afară, încă mai pot să fac un foc în curte și să mai pun așa 4-5 pungi de vinete la congelator. Zacuscă nu, pentru că să știi că încă mai am de anul trecut. De asta, dar noi trebuie să spunem oamenilor că prietena noastră, Crina Brudan, este și o gospodină.
desăvârșită, oameni buni. Adică ne-a adus niște feluri de mâncare la un moment dat, da, senzaționale. Nu putem să te uităm. Că m-am gândit aseară că astăzi este a doua oră când vin la tine la emisiune și nu vin cu mâncare. Deci să nu se mai întâmple. Dar trebuie să mă revanșez. Te rog. Data viitoare poți să ne aduci două feluri. Două feluri de mâncare și să fie ambele picante. Nici nu mai contează, orice ne aduci tu e bun. O să mă gândesc și data viitoare când o să mai vin la tine la emisiune, promit să vin și cu mâncare. Perfect. Oameni buni, Crina Brudan, chiar vreau să te întreb, în perioada asta a pandemiei, știu că tu aveai un loc de joacă, da, că ca multe afaceri a avut de suferit. L-am închis de tot. De tot? L-am închis de tot, da, l-am închis pe data de 12 martie, când la începutul pandemiei. Aprilie, mai, iunie au trecut cum au trecut, iar în luna iulie, când s-a anunțat la un moment dat că din toamnă școlile probabil se vor desfășura mai mult online, am luat decizia să îl închid. Am zis de la 1 august să eliberez spațiul și să nu mai plătesc chirie, pentru că deja era prea mult, erau prea multe cheltuieli. Ulterior s-a anunțat că se vor deschide școlile, dar din câte știu locurile de joacă de interior nu s-au deschis nici până în ziua de astăzi și atunci... În luna iulie am decis să îl demontăm și să îl închidem. Nu știu ce fac în viitor, pentru că acum e... Na, știu am că demontat... erai foarte implicată, da, și îți plăcea foarte tare. Da, tot ce am avut acolo la locul de joacă, toate echipamentele le-am dus într-un depozit. Le-am pus la vânzare, dar sunt conștientă de faptul că... Nu o să mai fie la vremea... aceeași valoare, păi, cum le-ai achiziționat. Nu, dar în vremea asta oricum nu cred că cumpără nimeni ceva ca să-și deschidă o afacere, indiferent de domeniu. Și... aștept să treacă timpul. Eu mă gândesc că probabil prin martie o să se mai așeze treburile după ce trece iarna, după ce trece frigul, răcelile și toate cele. Și atunci probabil din primăvară încolo o să mă gândesc să caut un alt spațiu și să-l deschid. Dacă nu o să vând echipamentele, îmi doresc să găsesc un alt spațiu și să-l închid. Dar în vara asta, pe lângă faptul că am fost la mare, vara asta am fost la mare cel mai mult, da, în viața mea. Niciodată n-am fost atât de mult la mare. Culmea, într-un an în care am zis anul ăsta nu o să mergem la mare. Așa s-a nimerit să mergem și am alternat weekendurile de mare cu demontatul locului de joacă, pentru că n-am mai avut răbdare să aștept să vină muncitori să demonteze și m-am apucat singură. Până când mi-am distrus palmele și degetele și uite așa, luni, marți, miercuri, joi demontam locul de joacă, vineri, sâmbătă, duminică la mare, distracție, la mare. Da. În weekend eram o doamnă la distracție, în cursul săptămânii eram muncitor vreo 3 săptămâni până când am terminat și cu demontat sau o lună, nu mai știu cât a luat. Dar l-am închis și asta e. Lasă, poate o să vină și vremuri mai bune de la anul pentru toți oamenii care sunt implicați în afaceri, pentru că uite și cei cu restaurante au de suferit, și cei cu locurile de joacă, cum ești și tu, și multe, pentru că sunt vremuri destul de grele pentru absolut toate activitățile. Ca și locurile de joacă de interior, nu știu dacă mai are cineva de suferit, pentru că sunt închise din martie până acum. Na. Asta este. Se întâmplă... Ce se va întâmpla, vom vedea și o să vedem cum o să supraviețuim cu toții, pentru că toate măsurile astea nu sunt deloc ușoare de dus în această perioadă. Da. Să știi că ești la fel de fermecătoare și te așteptăm cu mare drag de fiecare dată la noi. Mulțumesc și mult. De fiecare dată să știi că te vedea mai veselă. Tu ai ceva pe suflet, vreau să-mi spui mie. Nu am nimic. Sigur? Foarte sigur. Bine. Data viitoare ne aduci și de mâncare, da? Data viitoare aduc și de mâncare, da. Perfect. Iar pe Crina Brudan ar fi păcat să nu o urmăriți pe Instagram. Crina Brudan și pe Instagram și pe Facebook și eu cred că ar trebui să te apuci și de vlog. E păcat. Mai uite, cu Instagram-ul vorbeam și cu Ciucă într-o zi, pentru că noi ne mai întâlnim la sală și am zis hai să facem un story într-o zi. Noi suntem, nu știu, dintr-o altă generație. Pe Instagram pentru mine e ok să postez poze cu story-urile mai light. Da. Și asta vorbeam cu Ciucă. În timp ce făceam un story la sală, măi, dacă ne pui și pe mine și pe el, pune-ne într-un studio TV cu o cameră în față, singur, pune-mă singură, vorbesc 3/4 de oră, cât vrei tu despre orice, dă-mi o temă și vorbesc. Dar să stau așa cu telefonul când mă trezesc dimineața să zic, bună dimineața, m-am trezit, s-a wow, trezit ce faceți? Da, exact, adică e probabil o chestie de pentru altă, de obișnuință și de altă vârstă. Bun, la tine altceva. Eu fac story-uri, dar în momentul în care... fac alte lucruri decât viața mea de zi cu zi. Am mai făcut pe la mare din când în când, am mersul la mare deja vara, e ceva obișnuit. Fac în vacanțe. În vacanțe fac, în vacanțe postez, pentru că mi se pare că e altceva. Și pentru mine Instagramul este ceva pozitiv și de distracție. Știi, dacă sunt supărată într-o zi sau m-am trezit încercănată, obosită, că am nu știu ce pe cap, nu o să mă apuc să postez pe Instagram și să zic, Doamne, mi-e atât de rău, de 3 nopți n-am dormit, am ceartă, n-am... Păcat, Fania, ar trebui să știe și treaba asta. Nu,
lasă să știe, nu e vorba de a ascunde lucrurile astea, dar e vorba de a transmite un vibe pozitiv și o energie pozitivă și de a transmite și de a arăta lucruri frumoase, pentru că perioade neplăcute și necazuri și neplăceri are toată lumea în viață. Hai să fim pozitivi și optimiști măcar pe Instagram și când intrăm pe pagina cuiva, să vedem zâmbete și bună dispoziție. Așa să fie, și te mai așteptăm cu mare drag, oameni buni. Ea este Crina Brudan, v-am zis, puteți să o căutați, e foarte frumos pe Instagram. Să vedeți ce fotografii mai postează și ce mai face. Și salutări acasă lui Gabi. Ne vedem la sală, Ciucă. A, Crina. Perfect, numai bine.